În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. O problemă foarte sensibilă sau o problemă foarte acută care este la vremea actuală în care ne mișcăm în spațiu social este această problemă a sănătății. Din toate direcțiile vin tot felul de semnale. Vă rog să aveți coloana vertebrală dreaptă, gândirea și discernerea trează și fiecare să ia decizia cea mai bună, indiferent de sfatul oricui ar fi, și să vă gândiți că sănătatea este numai un dar de la Dumnezeu pe care dacă îl prețuiți, îl veți avea, dacă nu îl prețuiți, nu îl veți avea. Spun lucrul acesta pentru că evoluția lucrurilor într-o societate dezvoltată merge de la mediu spre mărunt, în loc să meargă de la mediu spre superior, prin faptul că amestecul valorilor nu dă calitate lucrurilor. Dacă într-o facultate de medicină înveți 6 ani ceea ce ține de boală, mai faci vreo 5-6 de rezidențiat, mai faci vreo 5-6 de specialitate, vreo 5-6 de primariat, și apoi ajungi să faci vaccin pentru 4 mici și o sticlă de bere, înseamnă că rezidențiatul și examenul la facultatea de medicină sunt doar teorii. Deci fiți înțelepți, fiți cu luarea minte, fiți cu băgare de seamă și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pentru că omul o singură dată se naște, spune la Evrei 25 și 27, mi se pare, o dată trăiește, o dată moare și o dată se judecă. Și vom da socoteală de propriile noastre fapte. Dacă am fost nepăsători, noi dăm socoteală. Dacă am fost nebăgători de seamă, noi dăm socoteală. Dacă am greșit, noi dăm socoteală. Și proverbul popular spune așa, când înveți din greșelile altora, ești înțelept. Când înveți din studiu, ești intelectual, iar când înveți din greșelile tale, ești prost pregătit. Deci să profităm la câte greșeli am văzut în jurul nostru și să alegem elementul cel mai propice și mai atent și mai prudent, să fim întotdeauna înțelepți și cu luarea minte, pentru că darurile lui Dumnezeu sunt împărțite la om încă de la naștere. Cui i s-a dat a înțelege, va înțelege, cui i s-a dat a cunoaște, va cunoaște, cui i s-a dat să fie sănătos, va fi sănătos, cui i s-a dat să fie vrednic, va fi vrednic. Numai noi trebuie să lucrăm aceste daruri, pentru că darul lui Dumnezeu nu stă în om cum vrem noi, ci stă așa cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu când pune darurile într-un om, nu le pune cum faceți dumneavoastră, aduceți 3 fete îmbrăcate zâni cursătoare și spun acolo la botez tot felul de povești nemuritoare ca să fie frumoasă atmosfera. Încă de la zămislirea pruncului în pântecele maicii sale, spune psalmistul David, din pântecele maicii mele către tine, Doamne, m-am aruncat, din mitrasul maicii mele. Și iarăși spune psalmistul, aruncă spre Domnul grija ta, că El te va hrăni. Iarăși spune psalmistul, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Deci trebuie să fim cu luarea minte. Pe buzele lor sunt, cum spune acolo, cuvinte dulci și moi ca un de lemnul, dar în inima lor sunt săgeți. Orice faptă are scop, repet, și trup. Dacă fapta bună are un scop bun, atunci și trupul faptei bune e bun. Dacă fapta bună are un scop rău, indiferent cum este făcută, scopul rămâne rău, chiar dacă la prima vedere pare filantropică sau pare binefăcătoare. V-am spus lucrurile astea pentru că primesc mereu aceeași întrebare, dacă da sau dacă nu. Și am spus nici da, nici nu. Discernerea alege și dumneavoastră decideți, pentru că sănătatea este un dar de sus. Nu vi-l dă nimeni, nu vi-l ia nimeni. Dumneavoastră îl aveți, dumneavoastră îl păstrați, dumneavoastră îl pierdeți. Fiecare să se ispitească omul pe sine și să ne aducem aminte de cuvântul apostolului Pavel. Pentru slaba economisirea tainelor lui Dumnezeu, adică puterea credinței, puterea rugăciunii, puterea euharistiei, puterea Sfintei Împărtășanii, puterea lucrării psaltirii, puterea lucrării Sfintei Liturghii, puterea lucrării rugăciunii inimii, sunt haruri care ne scot la liman atunci când suntem în împovărare. Te pui în genunchi în camera ta, închizi frumos ușa, aprinzi lumânărica și începi, sau candeluța, și te rogi
acolo până ce Dumnezeu te luminează la calea care trebuie. Deci, repet și susțin același punct de vedere, suntem într-o bulversare la nivel global și ea este făcută tocmai cu scopul de a fi noi nelimpezi la minte, adică știrile ați văzut, arată cum se răstoarnă o mașină, cum se dispar doi, cum o mașină calcă un câine, cum sare un porc din avion sau alte prostii, iar în spatele acestor știri senzaționale se fac lucruri bezmetice. Dumneavoastră lăsați știrile și media deoparte, luați cartea de rugăciune, concentrați-vă adânc și puternic pe rugăciune, fiți stăpâni pe sufletele dumneavoastră, că în Scriptură spune așa, vremea durerii și vremea încercării va fi atât de acută încât Satana caută să înșele și pe cel ales. Și mulți din cei aleși vor cădea. Ne putem ușor lăsa ispitiți de tot felul de sfaturi, ne putem lăsa ispitiți de tot felul de glume și una din glume sună așa. Dacă vă vaccinați, aveți dreptul la libertate. De când v-ați născut și până în clipa când noi stăm de vorbă, dumneavoastră aveți libertate și l-a făcut Dumnezeu pe om cu voie de sine stăpânitoare și l-a pus în mâna sfatului său. Nu există o libertate care se cumpără, nu există o libertate care se primește, nu există o libertate care se taie cu bucățica, ție, ci există o libertate a Duhului, există o libertate a sufletului și o libertate a omului. Spune Sfânta Scriptură, ce este vouă da să fie da, ce este nu să fie nu, iar în rest cei mai mulți e de la diavolul. Adică în momentul în care căutăm că oamenii vând, părinte, dacă ar fi așa, fă domnule cum te simți bine, dacă ar fi așa, fă domnule cum crezi tu, eu nu mă bag, nu-i treaba mea, fiecare are o piele și când simți acul cât te-a spart, simți și înțepătura, nu mă refer la acul de sering, poți fi și de albină, poți fi și de dușman, poți fi și de prieten, poți fi și de divorț și din partea copiilor, înțepături de ispitele diavolului vin de oriunde, dar să avem acea înțelepciune și să înțelegem ce înseamnă sănătatea de la Dumnezeu, sănătatea de la medic, sănătatea de la trup și sănătatea de la suflet. Dacă sufletul e sănătos, spunem Paraclisul Maicii Domnului. Pentru păcatele mele cele multe se bolnăvește sufletul meu și trupul pătimește. Plata păcatului poate fi moartea. Dar când păcătuim, când ieșim de sub lege, când uităm de Dumnezeu, și noi când uităm de Dumnezeu, atunci când în viața noastră facem lucruri fără să gândim. Este o vreme atât de acută și de subțire și este atât de fină, dumneavoastră vedeți mișcările din jurul lumii. Într-un loc e foc, într-un loc e apă, într-un loc e răzvrătire, într-un loc e război, și totuși aici, în mijlocul nostru a românilor, este puțină pace. S-ar părea că această pace se datorează Duhului Sfânt, lui Dumnezeu și rugăciunii dumneavoastră personale. Vă rog să o acutizați, să o mulțiți, să o păstrați, să o țineți cu încredere și să n-o slăbiți, pentru că cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui, iar cel ce se străduiește primește, cel care cere ea și celui care strigă și caută îi se dă, va afla. Deci Dumnezeu ne poate duce la limanul cel liniștit și Dumnezeu ne poate duce la calea cea dreaptă și la lumina cea dreaptă dacă avem puțină credință în Dumnezeu. Nu merge cu gluma. Putem face noi ironii de orice fel, glume de orice fel, bancuri de orice fel. Realitatea însă este usturătoare, dar dacă avem puțină credință în Dumnezeu, să știți că încă vom mai rezista. S-ar putea să vă treziți într-o zi, să vedeți că n-ai voie să ieși din ogradă până nu ți-ai halat alb și pantofi sterili în picioare. Sau s-ar putea să trezești într-o zi că n-ai voie să mai mănânci până nu ți-ai mănuși albi și pantofi sterili și halat. Trebuie să vă învățați să învingeți aceste lucruri, că dacă 15 milioane de oameni spun nu, 500 de guvernanți nu pot spune da. Dar dacă oamenii sunt împărțiți în culori de partide și în tot felul de curente mizerabile care au dezbinat și au distrus cuibul ăsta românesc, etosul ăsta sănătos, național și creștin și ortodox,
noi vom da socoteală. Noi vom fi cei care ne vom da în cap unii la alții, cel vaccinat la cel nevaccinat, cel infectat la cel neinfectat, o să ne trântim ușa în nas, o să ne dăm afară de prin restaurant, de prin biserică, de prin mașină, de prin troleibuz, când o să strănuți unul, îi dăm cu toporul în cap și îl omorâm de strănut, nu de altă boală, și atunci dracul râde din noi și ne înșală. Fiți treji, fiți tari, spune Apostolul Pavel, aveți mijloacele încinse, adică trebuie via rugăciunii și făcliile aprinse, să puteți birui în ziua ce rea. Mai multă unitate creștină și ortodoxă pe de-o parte, dar mai multă unitate în rugăciune și mai multă perseverență în demnitatea de sine. Fiecare se gândește, ei, las că fac un compromis să-mi fie bine. Când ai murit nu e un compromis, e o realitate. Când ai tras o belea, nu e un compromis, e o realitate. Când ți s-a sfârșit ața sau acul sau ți s-a rupt mosorul, nu e un compromis, e o realitate. Cruțați-vă viața, cruțați-vă sănătatea, cruțați-vă credința, cruțați-vă demnitatea, cruțați-vă starea psihică, nu vă panicați și luați de bune tot ce vedeți și tot ce auziți, lăsați-le să aștearnă așa ca atunci când cer făina și să așează făina uniform și la urmă trageți concluzii numai sănătoase și numai primite de sus prin îndemn dumnezeiesc, că de mă veți asculta, spune acolo, Mântuitorul Iisus Hristos, orice veți cere în numele meu, veți primi, de moarte de vă bea, veți vătăma, peste șerpi și peste balauri veți călca, peste șerpi și peste scorpi și nimic nu vă va vătăma pe voi. Da, asta înseamnă o credință foarte categorică, nu jumătăți de măsură. Uitați-vă în viețile sfinților, cum făceau mari martiri, 7 secole, 3 de martirajul și 7 ale veacurilor de aur, când martirii mureau pentru Hristos cu toată încrederea și cu toată demnitatea și în momentul în care mărturiseau adevărul, fie că erau liberi, fie că erau salvați, fie că erau vindecați, fie că erau eliberați. Să nu ne jucăm nici de-a sufletul, nici de-a mântuirea, nici de-a biserica, nici de-a Dumnezeu, nici de-a credința. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Fricoșii, spune Mântuitorul Iisus Hristos, nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie date 1000 de explicații nimănui și nimic. Scurt, nu sau da. Îți convine bună ziua, nu-ți convine Doamne ajută. Și cu asta ați pus punct stării de verticalitate interioară, exterioară, etică, morală, spirituală și socială. Amin și Doamne ajută.